noastră frumoasă. Această zi au așteptat-o și absolvenții ciclului gimnazial, liceal și elevii claselor a patra, care la 1 septembrie vor păși o altă etapă, etapa de gimnaziu. A fost un an greu pentru noi, un an la care dumneavoastră, stimați copii și profesori, ați depus un efort, efort mare. Trudul dumneavoastră s-a dovedit a fi cunoștințele dumneavoastră acumulate și apoi prezentate la diferite concursuri, olimpiade școlare. Și astăzi, noi nu putem să nu nominalizăm încă o dată numele acelor copii care i-au purtat faima liceului pe parcurs a multor, multor ani. Vreau în această zi frumoasă să vă felicit cu ultimul sunet. Vreau să vă mulțumesc copilașilor că ați fost ascultători și ați făcut carte. Vreau să vă mulțumesc din suflet părinților care au avut grijă de voi. Vreau să mulțumesc profesorilor care și-au făcut datoria. Vă doresc la toți o vacanță plăcută. Și la 1 septembrie, cei care se reîntorc în liceu, să facă carte. Din numele conducerii din Vârba Țării, eu vreau să vă mulțumesc din suflet, dragi profesori, dragi părinți, dragi elevi, vă doresc un cer senin, ploaie, că cred că este totuși un succes pentru voi. Pentru liceul Mihai Eminescu, care este unul performant în Republica Moldova, în persoana doamnei Gaida Rala, vreau să înmâniez chipul lui Eminescu. Și inclusiv drapelul Republicii Moldova. Considerează că Republica Moldova a mers și merge pe vectorul european, drapelul Uniunii Europene, pentru că voi aveți dreptul la mai multe, copilașii, și sunteți viitorul țării.